am revenit politica la Iași, în platou, doamna Cosetti Chirău, deputat, neafiliat, fost membru și fost lider al filialei județene a Uniunii Salvați România. Vorbim însă acum de un scurt bilanț, sigur, un bilanț provizoriu parlamentar. Noastră, prioritatea noastră este zona economie, piață, business și bănuiesc că și activitatea în comisii pe partea aceasta v-a solicitat cel mai mult. Exact. Am fost membra Comisiei de Buget până acum 7 ani de zile, sunt în Comisia de Buget și de 7 ani spun aceleași lucruri, că direcția este greșită. Vedem acum ordonanța austerității și o să mai vină și alte măsuri, că acum pre-an electoral n-au avut curaj să implementeze chiar cele mai mari creșteri de taxe, dar din 2016 spun că politica fiscal-bugetară a statului român, a sistemului, a PSD și PNL, este una foarte greșită. Adică cheltuiesc mult prea mulți bani, sunt risipitori și fac prea puține investiții. Asta este problema statului român și la nivel central și la nivel local. Bun, acum îi ajută, vorbi... profită de PNRR, pentru că PNRR, prin, mă rog, și bune fondurile europene au preluat în ghilimele foarte multe dintre aceste investiții. Statul... nu, are, păi asta are duce spațiu la o risipă și mai mare. Practic, dacă vedem, angajările au explodat în aparatul de stat. Am ajuns în guvernarea în care a fost și USR acum 2 ani. Erau 80 de secretari de stat și acum sunt 200. În 2 ani, secretari de stat. Și aparatele sunt, nu știu câte mii, zeci de mii de oameni angajați. Noi, asta s-a întâmplat după ce, nu, după ce ați părăsit dumneavoastră guvernarea, pentru că vorbeam și de epoca aceasta de nouă opoziție, de după ieșirea de la guvernare. Da, atunci a fost un entuziasm că, wow, am ieșit și să vezi că PNL n-are de ales decât să ne invite înapoi și nu s-a întâmplat așa. Acum, și a fost o dezumflare totală. Știți însă că foarte mulți oameni care au trăit și epoca războaielor din fosta Iugoslavie, guvernarea Convenției Democratice, și își amintesc de acea opoziție feroce care ajunsese la antioccidentalism, PSD-PRM, multă lume ar spune că ar fi fost nesustenabil un guvern cu o majoritate atât de fragilă, PNL-USR, cu un PSD virulent în opoziție și că poate pentru, în ghilimele, da, interesul național, așa, e mai bine ca PSD să, mai bine ca a intrat la guvernare. Interesul național nu poate fi să furi și să devalizezi. Da, nu, spuneam în sens extern, de politică de securitate. De politică de securitate e la fel. Să ai o țară fragilă din punct de vedere fiscal-bugetar nu poate fi în interesul Europei. Să ai datorii foarte mari, să nu poți să ai o armată bine dotată. Dacă n-ai bani, n-ai bani de nimic. N-ai bani nici pentru pensii, pentru bătrâni, n-ai bani nici pentru tineri, nu ai bani nici pentru armată, nu ai bani pentru nimic. Și atunci, știu că e un argument că o majoritate parlamentară mai mare pare mai stabilă, însă stabilă în ce direcție? Știți? Pentru că e important să fii în direcția corectă. Era o glumă. Sunt 3 variante de ce poți să faci în viață. Să mergi în direcția corectă, să mergi în direcția greșită sau să stai în direcția corectă. Da. Și atunci, măcar ai putea să stai în direcția corectă, corectă dacă nu poți. Da? Da. Și atunci, o majoritate, așa zis, fragilă, PNL, USR, UDMR, cum a fost, măcar putea să stea în direcția corectă. Adică poate nu faci progrese uluitoare, dar nu mergi în direcția greșită. Ori opinia mea este că acum România merge într-o direcție greșită, pentru că PSD și PNL în continuare devalizează țara, nu au politici sănătoase de dezvoltare, baroniada crește, resursele statului cheltuite aiurea cresc și nu ajungem decât în datorii mai mari și mai mari și vorbim din nou de austeritate. Ori asta eu nu pot să accept, pentru că noi avem suficiente resurse să ne dezvoltăm armonios, sustenabil, fără austeritate. Da. Da. Va merita urmărită dezbaterea pe tema din Parlament, pe tema acestor, de la moțiunea de cenzură, nu? Că va fi moțiune pe această temă, sau credeți că va fi pur și simplu un schimb de mingi politice fără discuții cu substanță în plan economic?
Din ce am văzut, totuși au retras propunerile cele mai explozive din ordonanța austerității. Sunt niște creșteri de taxe, dar dacă ne uităm la IT, spre exemplu, primii 10.000 de lei încă beneficiază de facilități fiscale, adică totuși e greu să spui că peste 10.000 de lei e un salariu mic sau nu te descurci sau n-ai putea să plătești ceva. Și atunci au reușit să impună niște măsuri care nu scandalizează atât de mult societatea românească, dar eu cred că acelea vor veni. Vor veni oricum. Doar o fac în pași ca să mai acopere puțin gaura. Dar nu știu dacă ați văzut estimările. Ei estimează că cu aceste măsuri vor aduce 16 miliarde la anul, că anul ăsta nu se întâmplă nimic, 16 miliarde de lei în plus la buget, și guvernul plănuiește să economisească doar 3 miliarde de lei. Păi ce am făcut? Ați cheltuit atâția bani și tot noi să plătim și voi nu prea faceți nimic la stat. Suntem acum la aproape 1.300.000 de angajați la stat. 1.300.000. Și dacă facem o socoteală, majoritatea nu sunt în învățământ, sănătate, armată. Sunt o grămadă în aparat administrativ. Da, aparat administrativ. Bun, statul modern, e de înțeles. Da. Uneori n-ai altă soluție. Problema, un milion de oameni. Este mult prin raportare la cât implică sectorul privat, spre exemplu, plus pensionari, elevi, studenți ca pondere în populație. Este puțin. Ați avut posibilitatea ca parlamentar în cadrul comisiei și în plen să, nu știu, să măcar să luați în discuție, dacă nu să propulsați așa strategii pe termen lung, orientări așa care să asigure o sănătate pe termen lung a economiei. Știu, deznodământul nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Dar măcar ca încercări. Da, în fiecare an la dezbaterea bugetului noi propunem o altă strategie pe termen lung. Asta s-a întâmplat din 2017, când încă nu eram în procedură de deficit excesiv, acum suntem. Atunci era creștere economică și Dragnea, PSD se duceau tot la maximul deficitului de 3%, adică făceau datorii maxim cât se putea. Și noi spuneam, ok, ar trebui să fii măcar pe zero dacă nu faci 1% excedent pentru când vine criza peste 2-3 ani. Deci politica asta prociclică, fiscală, este dintotdeauna, din toată istoria României. În România, nimeni n-a avut forța și înțelepciunea să zică, ok, acum ne este bine, totul e pe creștere, facem puțină economie ca să avem bani mai încolo. Și asta a fost un mesaj constant, mă puteți vedea an de an de an, lună de lună, zicând în Parlament că ne trebuie o politică anticiclică. Adică, cum e expresia aia, iarna car și vara sanie. Exact, te pregătești pentru ce vine, nu pentru unde ești acum. Asta unu și doi. Chiar în propunerea de buget, noi am avut tăieri de cheltuieli din aparatul administrativ, adică am pus pe masă propuneri concrete de unde să mai tăiem cheltuieli și unde să investim. Practic, tot timpul vrei să ai costul cu administrația mai mic pentru proiectele pe care le faci, investiții mai mari. Ați putea să faceți vreo diferență din perspectiva competenței în materie de politică economică între fostul guvern Ciucă și actualul guvern Ciolacu? Sau e aceeași? Nu pot face nicio diferență. Bun, dar hai să vă întreb așa, nu-i confundați pe domnul Ciucă cu domnul Ciolacu, nu? Cum mi s-a întâmplat de multe ori și sigur are semnificație și politică uneori. Sigur pare că se și înțeleg foarte bine, asta e îmbucurător. Trecem la, hai să spunem, realizări sau în orice caz repere ale activității noastre legislative. Ceva ce credeți că a contat și poate, vorbeam înainte de emisiune, aș prefera inițiative individuale sau oricum inițiative care să nu însemne neapărat toată forța USR, pentru că acum vorbiți din altă perspectivă. Corect, corect. Din perspectiva asta vreau să menționez inițiativele mele legislative despre transparența bugetară, pentru că am vorbit despre sănătatea fiscală, economică a statului român. Și lumea întreabă, bine, dar cum se poate face? Cum putem să scădem corupția? Cum putem să scădem cheltuielile cu bunuri și servicii și cu salariile personalului? Și sunt niște metode care au funcționat în alte țări, în Europa Centrală și de Vest.
Și aici vreau să vorbesc de două inițiative pe care le-am depus la Parlament. Una, de publicarea tuturor cheltuielilor din bani publici. Adică dacă închei o primărie, închei un contract, să publice contractul respectiv, să-l vedem și noi. Și facturile și actele adiționale, pentru că tot timpul se mai adaugă. Bun, aici vor prevala de faptul că unele contracte chiar pentru ei sunt confidențiale, etc., etc. Există contracte confidențiale ale unei autorități publice? Nu. Poți să anonimizezi. Nici cele de consultanță juridică, să spunem. De ce ar fi confidențiale dacă sunt din bani publici? Păi, ei vor spune întotdeauna că partenerul cere asta. Da, dar poate să nu obțină. Adică dacă vrei contract pe bani publici, ești de acord ca acel contract să fie publicat. De exemplu, eu am un birou parlamentar. Noastră puteți consulta toate contractele pe care eu le fac, toate rapoartele de activitate și toate facturile. Nu doar sumele. Aveți acces la toate documentele. Și în alte țări, doar această măsură de publicare, că lumea zice transparență, ce asta e, ceva foarte abstract. Publicarea a dus la scăderea cheltuielilor cu 30%. 30%, vă dați seama? Asta înseamnă 10 de miliarde în România, în bugetul României. Bun, și cum a fost primită, privită această inițiativă? Stă la Sertar, nu? Stă la Sertar. A trecut de Senat la un moment dat, a tot intrat prin comisie și s-a tot întors. Și a tot intrat și s-a tot întors. Și e la Sertar. Dar încă n-au respins. E închis Sertarul sau ar putea, poate până s-ar putea până la sfârșitul mandatului să aveți un rezultat? Eu nu cred că ar vrea baronii PSD-PNL să publice vreun document vreodată. Bun, și atât timp cât nu există o presiune din partea societății civile. Pentru că una din probleme la noi, nu, prin comparație cu Europa de vest și chiar cu unele țări din Europa Centrală, este că și dinspre mediul ONG, de acolo mai vin semnale. Da. Dar dinspre public nu pare a se dori extraordinar de mult asta. De ce? Nu știu, poate comentați dumneavoastră. Nu e chiar așa. Există o frustrare la public că nu se fac proiecte mari și că banii se toacă aiurea. În Cehia, cred, până la urmă s-a implementat această măsură, Cehia sau Slovacia, nu mai știu exact, și tot așa au scăzut foarte mult cheltuielile, a fost presiune din două părți. Presiunea din afara legislativului n-a venit neapărat de la civici, ci a venit de la primarii în funcție. Unii dintre ei publică voluntar. Și atunci, având presiunea, de exemplu, primarul USR de la Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, are un site unde publică toate facturile și poți să vezi acolo ce a plătit. La Timișoara, iarăși primarul SR publică cheltuielile. Și atunci, la fel și în Europa de Vest, presiunea a venit pe o parte din legislativ, din opoziție, și pe o parte de la cei care se conformau voluntar. Și în momentul când publicul vede, păi stai puțin, ăla poate... Ăla de ce poate să o facă și tu nu poți să o faci? Și atunci cu o infrastructură foarte ușoară de a putea urca documente chiar cu telefonul, ca să nu zici, Doamne, scanere și nu știu ce. Știm că se poate, nu e asta scuza. Da, dar a devenit mult mai ușor în ultimii 10-15 ani. Acum poți să urci orice document oriunde, oricând, foarte simplu. Și de asta spun că costurile de implementare ar fi mici, ai avea o platformă unde pur și simplu ai pune documente. Și eu asta vreau să văd, că niște primari se conformează voluntar, presiunea din legislativ vine și ea și în Cehia a durat 6 ani. Așa că am și eu speranțe că... Și cea de-a doua... Și cea de-a doua este pe patrimoniu. Deci aici vorbim de bani cash, că plătești facturi, așa? Și avem patrimoniu public, avem clădiri, spații care se dau tot așa pe diverse preferințe și nu prea știe nimeni unde sunt. Iar patrimoniul public este unul valoros. E foarte greu în privat, pe piața liberă, e scump să obții un spațiu, să închiriezi spațiu. Și atunci ce se întâmplă, sunt aceste ONG-uri de utilitate publică și statul, primăriile, tot le dau clădiri, terenuri și toate lucrurile astea. Normal, n-ar trebui să le poată subînchiria, deci ar trebui să le folosească doar ei. Dar nu știm dacă e așa sau nu e așa și deși există cerințe de transparență, nu sunt îndeplinite aceste cerințe. Și atunci am depus o inițiativă să declare anual ce au în folosință din patrimoniu public. Ajungem la
primărie, pentru că inclusiv aceste inițiative pe care mi le-ați pomenit au de-a face foarte mult chiar cu activitatea administrațiilor locale. Înainte de a discuta despre... haideți să începem chiar cu asta. Veți fi candidat la primărie, veți avea ca partid o listă de consilieri, veți avea, presupun foarte curând sau imediat ce se poate, un program. Corect. Ce anume veți lua din discursul și ideile dumneavoastră pe care le-ați exprimat deja, pentru că dumneavoastră v-ați anunțat practic candidatura la primărie sau candidatura la investitura USR pentru primărie, cu echipă, cu program, hai să nu discutăm despre echipă, dar despre program și idei putem discuta. Sunt valabile, le preluați, ce anume se schimbă? Din vechiul program, desigur, nu voi prelua ideile astea bizare cu transport public gratuit și mai știu eu ce bizarerii care n-au nicio logică. Dar din 2020, programul de atunci era unul logic, care se baza pe curățenie în urbanism, pe curățenie în administrație, pe aceste idei pe care eu le-am dus și în legislativ de transparență. Dacă eu devin primarul Iașiului, voi publica imediat toate contractele și facturile. Desigur, dacă este adresa cuiva de acasă, o anonimizezi. Dar pe noi ne interesează ce stipulează acel contract și cu ce sume. Veți această opțiune a dumneavoastră pentru o stare de legalitate mai pronunțată, ceva mai multă disciplină în construcții, etc., etc., nu va alunga investitorii, pentru că până la urmă Iașul se dezvoltă fără sau în ciuda guvernelor, se dezvoltă pentru că e atractiv pentru investitori. Iar magnetul aici este orașul. Oricât de mult le-am spune, le-am arătat noi zona metropolitană, ei se duc acolo doar dacă acolo se potrivește terenul, noroc cu intenția lor. Da. Altfel vor tinde către oraș și, dacă se poate, către centru. Da. Nu va speria investitorii atitudinea mea. Dimpotrivă, cred că vom avea o relație foarte bună. Investitorii nu vor să facă de capul lor. Doar că nimeni nu le spune care sunt regulile. Primăria n-a fost un partener puternic. Cumva s-a luat șpagă, i-au făcut ce au vrut. Ăsta este modelul Nikita, care continuă și în ziua de azi. Ai autorizație cu 3 etaje, ridici 9 etaje. Toată lumea ridică din numeri. Nu se poate așa ceva, nu este normal. Dar investitorii vor să respecte reguli și vor să facă cât mai mulți bani. Faci mai mulți bani dacă este ordine și disciplină decât dacă este haos și instabilitate juridică, politică, dosare. Asta nu face bine nimănui. Să-ți fie tot timpul frică că o să fii chemat și anchetat. Este mult mai bine să ai un set de reguli clare, să fie o piață corectă pentru toată lumea, nu să-ți favorizezi prietenii, asociații, donatorii. Da? Și atunci orașul se dezvoltă mult mai bine și mult mai armonios. Asta n-am niciun dubiu despre asta. Sunt discuții în oraș cu... Am mai fost întrebată dacă voi bloca Iașul. Și am spus nu, eu sunt pro-dezvoltare, sunt pro-business și cred că Iașul are nevoie de mai multe locuințe. Pentru că fondul locativ este vechi, vrem să atragem tineri și să-i ținem aici, ei au nevoie să locuiască undeva. Dar de dezvoltatori privați nu ducem lipsă. Nu, dar ducem lipsă de o primărie puternică. O primărie care să apere interesul cetățeanului și nu să închidă ochii și să ia șpagă de la dezvoltator, ca să mai facă ăla profit extra când n-a pus spațiu verde, n-a făcut parcare cât a zis, a mai încălcat regimul de înălțime și toate astea. Ideea este că dacă ai un proiect care este profitabil și care se încadrează în regulile orașului, nu te lăcomi și nu fă ilegalități. Când nu e nevoie, cum ați spus, orașul este atractiv. Se pot face proiecte profitabile respectând legea. Cât de verde va fi programul dumneavoastră? Pentru că aici, bun, e o culoare, un adjectiv așa pe care toată lumea și-l asumă. Da. Ori noi constatăm că în timp Iașul nu se... nu devine mai prietenos din punct de vedere al mediului. Nu cad în extrema de a spune, nu știu dacă e cel mai poluat oraș din țară, nu știu dacă... E în top. Da. Dar trebuie cumva conciliate, nu? Cele două aspecte. Și pe unde vă situați? Mă situez la foarte verde.
cu programul politic pentru Iași. Suntem un oraș poluat, sunt și cauze geografice pentru asta, că suntem între coline și există inversiune termică și toate astea, dar există și șantiere care nu sunt bine acoperite, protejate, există și un deficit al transportului public, adică sunt lucruri pe care noi le putem repara și nu s-au plantat destui copaci. Practic avem gazon și floricele, ceea ce arată foarte frumos, nu mă plâng, deși e foarte scump și ineficient pentru mediu, dar avem nevoie să plantăm foarte mulți copaci. Și în programul meu vom vedea asta, am propus și în 2020. Asta 1 și 2, Bahluiul rămâne în continuare o mare dezamăgire, este un râu care trece prin orașul nostru, are o suprafață a malurilor semnificativă și acolo se pot amenaja niște spații foarte plăcute și poate constitui o axă verde. Mai avem 3 minute, trebuie să punem, să încheiem cu dezvoltarea economică, pentru că am vorbit de dezvoltare imobiliară, de alte planuri. Până la urmă e nevoie de noi și noi întreprinderi, mici și mijlocii în special, nu prea, nici prea e spațiu pentru mari întreprinderi pe între granițele municipiului, dar pe partea aceasta, ce credeți că ați putea să faceți dumneavoastră și n-a făcut actuala administrație pentru atragerea unor noi investitori, mici și mijlocii, verzi, da, responsabili din punct de vedere social, dar investitori? Da. Sunt prea multe obstacole birocratice pentru micile afaceri, micile și mijlociile afaceri. Am vorbit cu mulți astfel de oameni din Iași și sunt foarte supărați că așteaptă după autorizații luni și chiar ani de zile pentru niște autorizații banale. Și atunci unul din primele lucruri pe care le voi face este să urgentez toate autorizațiile, să digitalizez documentația cât se poate de mult. Uneori oamenii așteaptă câteva luni pentru că le lipsește nu știu ce document, dar nu-i sună nimeni a doua zi să le spună îți lipsește documentul nu știu care. Trec 3 luni, ei cred că totul e în regulă, după care află că le lipsea ceva. Deci chestiuni minore care consumă foarte, foarte mult timp și bani pentru aceste mici afaceri, pentru că mulți au planuri de afaceri pe care nu le pot implementa imediat, că așteaptă o autorizație sau au împrumuturi la bancă pe care trebuie să înceapă să le restituie fără să funcționeze. Deci asta cu autorizațiile este o chestiune super, super importantă pentru IMM-uri. Dacă reușim asta, plus în urbanism, sunt multe orașe, țări din lume, care au digitalizat complet procedura. Imaginați-vă o primărie unde totul este digital și afli în aceeași zi dacă îți lipsește ceva. Deci scurtezi dramatic timpul în care faci business. Time is money, știți foarte bine asta. Dacă eu economisesc timp pentru IMM-uri, economisesc foarte mulți bani. În construirea acestei candidaturi și de altfel poate și în construirea acelei precedente, ce orașe sau ce primari, să spunem, nu se poate să nu vă fi uitat la experiențe de afară, ce anume v-a atras atenția, v-a impresionat, ați preluat de acolo? Da. Bratislava este un oraș la care m-am uitat din mai multe motive. E estic de-al nostru, Da. Are, nu poți să zici că ne comparăm cu Viena sau cu Parisul. Da. Bratislava este o comparație bună. Acolo recent au implementat un model ONG-istic. M-a interesat și modelul politic implementat. Acum 2 mandate a câștigat alegerile un arhitect independent care și-a format o echipă de specialiști într-un ONG, similar puțin cu Nicu Șordan, care avea un ONG pe urbanism și alte probleme. A câștigat alegerile în Bratislava ca independent și după primul mandat, era 2018-2022, cam așa, și-a recâștigat cu un partid nou. Dar acolo secretul a fost o echipă de vreo 50 de persoane, experți din toate domeniile, care să lucreze la un plan integrat, nu doar o strategie integrată cum avem noi, SIDU, făcută de o firmă de consultanță pe care nu știe nimeni să o implementeze. El practic a lucrat cu cei care urmează să implementeze, urmează să susțină primăria în implementarea proiectelor. Și atunci pe mine m-a inspirat acest model și îl urmez și eu de vreo 2 ani. Am vorbit cu
multe persoane, experți din diverse domenii și sper ca în această toamnă să prezint și eu o echipă din, formată din astfel de specialiști cu care să pornim la drum. Am înființat un ONG anul trecut, se cheamă Fundația pentru Dezvoltarea Iașului, în care sper să atrag cât mai mulți astfel de experți cu o viziune comună. Noi românii ne certăm foarte mult între noi. Dacă ai trei oameni, ai trei opinii. Patru chiar. Da. Dar dacă avem 50 de persoane din toate domeniile care să lucreze la un proiect comun pentru ea, și eu cred că asta ar fi fantastic, și acest proiect ONG-istic să-l ducem în politică pentru reprezentarea intereselor cetățenilor. Pe mine m-ar încânta foarte mult acest model. În Bratislava s-au făcut lucruri frumoase, de asta a și recâștigat mandatul independentul, arhitectul independent care a candidat, și cumva, iată un alt motiv pentru care am ales calea independenței. Au fost multe, multe puncte de informație care m-au ajutat în decizie și cred că este o cale bună, pentru că românii, ca și alți este europeni, sunt sătui de partide și de lupte de partid, și culmea este că oamenii buni, experții, vor să facă treabă, nu vor să se certe în partide pe funcții. Și poate că e un model de urmat și eu o să încerc să-l implementez. Domnilor, a fost doamna Cosette Chichirău, deputat, fost membru, fost lider al filialei județene a Uniunii Salvați România. Am vorbit despre teme naționale, parlamentare și, desigur, despre teme locale, teme de viitor, pentru viitorul an electoral. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră și vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare la Politica.